cu imaginea asta, cred că sunteți destul de obișnuiți, dar am zis să facem un mic upgrade. Avem aici altceva. Bine, cel puțin față de ce aveam înainte. Este un GoPro Hero 7 Silver, luat împrumut momentan. Mă gândesc că dacă îmi place ce filmez azi și dacă se vede foarte frumos, clar o să-mi iau și eu. Nu neapărat așa ceva. Văzusem ceva SH, un GoPro Hero 9 Black și cred că dacă îmi place foarte mult, cum va ieși filmarea de azi, o să-l luăm pe acela, dar deja știți cum se vede filmarea cu această cameră, așa că hai să vedem pe asta. Sper că camera e pusă bine. Nașpa e că nu am bureții de la cască, că i-am spălat. Și casca mi-e foarte largă acum, că dacă n-am bureții de aici, de la față. Hai să vedem. Singurul lucru pe care l-am uitat e că filmarea cu GoPro este în 30 de FPS-uri. Așa că poate se va vedea puțin dubios, dar n-are nimic, următoarea filmare revenim în 60. Trebuie să văd filmarea ca să știu că această filmare este super bine pe GoPro față de acel GitHub câștigat de la Vlad Brotoiu, ca să țin minte. Deci cea mai mare părere de rău e că dacă filmam non-stop de când am primit camera aia, era altceva acolo.
Șarpe. Aferin. A, băi, ce-am făcut, fă, bine.